Prima TV te invită să descoperi darul cărții. Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt părintele Wilhelm Dank, profesor de teologie fundamentală la Facultatea de Teologie Catolică a Universității din București și mă reprezint o anumită linie de cercetare și anume dialogul dintre credință și rațiune, fides et ratio. Rațiunea și credința sunt ca două aripi cu ajutorul cărora omul se înalță spre contemplarea adevărului absolut. Am desprins dialogul acesta dintre credință și rațiune, mai întâi în ceea ce privește dialogul rațiune și religie, apoi dialogul dintre rațiune și educație și, în sfârșit, dialogul dintre rațiune și rugăciune. Fapt este că eu am reușit să public această carte pentru prima dată în 2013 și mi s-a întâmplat odată ca, mergând pe stradă, un domn să mă oprească și să mă întrebe: dumneavoastră sunteți părintele Wilhelm Dank? Da, eu sunt. Ați scris cartea aceea și cred și gândesc. Da. Și-a ridicat pălăria și a spus: șapo. E nevoie, deci, de acest dialog dintre credință și rațiune, dar ambele modalități sunt susceptibile de patologii. Credința poate să alunece în fundamentalism sau în iraționalism agresiv, ceea ce susține, de exemplu, mișcările teroriste și fundamentaliste, în general, din punct de vedere religios. Sau rațiunea poate să alunece și ea în diferite, să spunem, patologii, cum ar fi relativismul sau scepticismul, care, sigur, cultivă un fel de rațiune slabă, se numește în filozofie, sau o rațiune tare, foarte tare, încât nu mai încape nimic, adică totul se măsoară cu ajutorul rațiunii și nu mai este nicio altă unitate de măsură a realității sau a cunoașterii realității. Eu pledez pentru această viziune de ansamblu asupra rațiunii, nu doar cea tehnologică sau cea instrumentală sau cea abstractă, filozofică, ci și spre cea estetică, simbolică, contemplativă, că sunt tot atâtea moduri de a gândi. În aceste împrejurări, credința poate să deschidă, să spunem așa, orizonturi mai largi rațiunii și poate să o vindece de scepticism și de relativism, după cum și rațiunea poate să vindece credința bolnavă de iraționalism și fundamentalism. Eu consider că în zilele noastre avem un deficit nu atât de credință, poate un deficit de rațiune și imaginația, literatura, poezia ar putea, deci, să vină și să sprijine această căutare a îmbogățirii rațiunii. Deci, ca să-L aducem pe Iisus de Crăciun în sufletele noastre, consider că trebuie să apelăm la imaginație, dar în sensul bun al cuvântului, la poezie, la literatură, pentru că acest mijloc ne arată că putem trece dincolo de materie, dincolo de constrângerile istorice și să punem piciorul deja dincolo în lumea spirituală. Este vorba de cea de-a patra dimensiune la care ne invită Dostoevski, dimensiunea lumii spirituale, în care îl putem întâlni pe Dumnezeu și în care El se poate naște în sufletul nostru. Darul cărții vă urează spor la citit.